Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Festivalul Antic de la Gura Văii, un succes. Primarul Silviu Tinei face strategia pentru următoarea ediție. Schitul de la Lapoș are șansa de a fi reconstruit. S-a supărat, a scos pistolul și a împușcat. Seara de poveste la Gura Văii, actorii care pentru câteva ore au reconstituit o bucățică din istoria neamului, din lumea carpilor, sarmaților, celților, dar și a romanilor, au încheiat seara într-un mod specific acelei perioade, cu un sacrificiu închinat lui Zamolse. Și pentru că de data aceasta, zeul Zamolse a fost alături de luptătorii carpi de la Gura Văii în confruntarea cu sângeroasa armată Legiunea a VI-a Ferata, aceștia au decis să sacrifice pe cea mai iscusită arcașă, Siranos, pentru a menține bunăvoința zeului. Curajosul luptător Dac Priscus își cere iertare de la Zia, maica pruncii sarmate, și se îndreaptă către preotul Calopor pentru a o trimite către Zamolse. În momentul în care trupul lui Siranos rămâne fără viață, Zamolse aruncă o minge de foc către rugul pregătit de daci. Este semnul că jertfa a fost primită, bunăvoința lui Zamolse a fost câștigată, iar carpii se pregătesc pentru următoarea bătălie, în timp ce Zia, maica îndurerată, își strânge la piept copila inertă. Siranos, războinica sarmată din regatul cerbilor, ce a sălășluit cu ai săi în apropierea munților și a cetății Tamasidava, aliați ai geților din regatul zimbrilor cu davele lângă marele râu Piretos, cea care ajuta pe cei din regat la treburile femeiești, iar când suna cornul de luptă, punea mâna pe al său arc și a sa spadă și lupta umăr la umăr cu cei mari. Vei rămâne în amintirea tuturor ca neînfricata sarmată, zei să te ocrotească. La final, actorii au mulțumit tuturor spectatorilor, iar primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei, a adresat copiilor prezenți o întrebare de 100 de lei. Mai multe detalii în minutele următoare. Atenție, mâna sus, dacă știți răspunsul, și mâna sus repede. Nu suflă nimeni. Nu suflă nimeni din îndescălinturi pe care astăzi ați avut în față roman, cart și daci. Totuși, pe lângă carpi și daci, în luptele contra romanilor, am mai luptat un trib, sau mai multe triburi. Dar l-ați văzut astăzi evidențiat în ultimul act al zilei de astăzi. Întrebarea pentru 100 de lei e următoare. Ce alt trib pe care l-ați văzut astăzi a mai luptat alături de daci și de carpi în războiul contra romanilor? Ce te faci? Nu? Ce te faci? Erau ați avut în ultimul act, ultimul act care l-ați văzut, ultima manifestare, fetița care a fost sacrificată era de origine? Trac. Trace erau pus. Sunt eu cu lucrul construcării acasă? Sar. Sumareză. Nu-i vreau spune noi? Nu organizatorii nu poate să ne spune. Da. Daci erau toți. Traci. Daci erau cei mai evidenti dintre traci. Deci nu s-a scăzat pe o romană. Germană? Nu? Daci erau toți. Carpici. Carpici ați văzut astăzi. Fetița care a fost sacrificată era de te rog origine... să vin coace, Bianca. Vino aici să te vadă, te rog să vin. Ai ridicat cineva o mână în spate. Slavă! Nu? O să las pe ea să vă spuneți să țineți bine. De origine sarmată. De origine sarmată. Așa că vă duc 100 de lei seara asta acasă, dar să țineți minte pe viitor, și să vă întrebați profesorul de istorie la prima oră, să văd dacă știe el. Ce alt trib a mai luptat alături de carpi și daci în războiul contra romanilor? Să știți că tribul sarmat, pe care l-ați avut astăzi în față, sub
acel sacrificiu a dus de urmă. Eu mulțumesc pentru participare. Luni 3 octombrie de la ora 10 a avut loc deschiderea anului școlar 2022-2023 la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. După 2 ani în care am fost nevoiți să stăm la distanță unii față de alții, am avut parte de deschideri festive, dar în online, ca și finalul de an universitar, iată că acum, după 2 ani, se reîncearcă timid o revenire la normalitate. Bine ați venit la deschiderea anului universitar 2022-2023 la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Începutul anului universitar este un moment emoționant, atât pentru studenți, cât și pentru profesori, în care pășim pe un drum inițiatic al cunoașterii. Astfel, în mod simbolic, universitatea se metamorfozează într-un spațiu gnoseologic în care educația devine principalul instrument prin care putem schimba lumea. Triada Antichității a transformat cele 3 valori fundamentale în repere educaționale. Adevărul, prin informațiile și cunoștințele pe care le dobândim în anii de studii, binele prin modelele pe care le urmăm și frumosul prin acțiunile pe care le vom întreprinde. Toate aceste valori asumate transformă lumea, așa cum ne spunea Leibniz, în cea mai bună dintre lumile posibile, atâta timp cât este proiecția dorințelor, pasiunilor și viselor noastre. Vă dorim la început de an universitar să descoperiți că la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău aveți toate posibilitățile de a vă forma alături de colegii voștri și ghidați de profesorii care vă îndrumă să deveniți ceea ce astăzi vă doriți să fiți. Ești? Primul an. De unde vii? De aici, în Bacău. Am înțeles. Păi de ce ai optat pentru Bacău? E mai aproape de casă? Și da, și pentru profil. Ce profil ai? Psihologie, terapie, ocupațională. Oh, va fi greu, dar va fi frumos, da, cred. Da, da. Cu ce gânduri pornești la drum? Nu știu. Vrei să înveți cât mai multe, probabil? Da, da, da. Să te specializezi? Da. De la ce instituție de învățământ vii? De la ce liceu? De la liceul Doreduc Handicare. Am înțeles. Și un mesaj pentru toți colegii? Nu știu, succes în primul an. Și sănătate? Da, și multă sănătate. Sper să nu intrăm online, să rămânem așa. În ce an ești întâi? Sunt în anul 1. Și la ce specializare? Inginerie mecanică, construcții de mașini. De ce ai optat pentru Universitatea din Bacău, Vasile Alexandrii, și nu alt centru din țară, din toată România? Pentru că eu sunt din Bacău și nu aș vedea alte beneficii față de cele din Bacău. Adică și în altă parte, dacă aș fi mers, probabil cam aceleași ar fi. Am înțeles. Aceleași beneficii. Ți-e mai comod că ești aproape de casă? Nu neapărat că sunt mai aproape de casă. Mi este mie mult mai ușor. Am înțeles. Cu ce gânduri pornești la drum aici, în primul an de facultate? Să progresez și să merg în programele pe care le-au promovat în alte țări. Să merg. Deci, tintit, ți-ai făcut strategia, a? Da. Am înțeles. Un mesaj pentru toți colegii tăi de an și cei mai mari, de ce nu, pentru profesori? Le doresc un an ușor, un an fără restanții și cât mai multă înțelegere și sănătate, în primul rând, mai importantă decât toate. Pe 1 octombrie de la ora 17 de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice la Onești a avut loc un eveniment dedicat seniorilor Oneștiului. Au fost premiate cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie, iar la finalul evenimentului au urcat pe scenă ansamblul Plăieșii și Angelica Flutur. Bună seara și bine ați venit la acest eveniment dedicat părinților și bunicilor noștri. Vă mulțumesc, mă plec în fața dumneavoastră și vă mulțumesc pentru efortul care l-ați depus să construiți și să dezvoltați acest oraș. În minutele următoare vom omagia pe seniorii care în acest an au împlinit 50 de ani de căsătorie, pe care îi felicit și le mulțumesc pentru frumosul exemplu de conviețuire în armonie pe care ne l-a dat. Vă urez distracție plăcută, sănătate și să ne revedem anul viitor în aceeași formulă, sănătoși!
Schitul de la Lapoș are șansa de a fi reconstruit în căutarea sfinților. Schitul de la Lapoș, uitat de trecerea vremurilor, a continuat să rămână viu în sufletele oamenilor. Istoria schitului Lapoș de la Gărbănește pierde în negura vremilor. Pământul a acoperit urmele zidurilor, iar soarta acestuia părea a fi pecetluită pe vecie. Și totuși, planul divin pare a fi altul cu acest sfânt lăcaș de cult. Povestea schitului începe în 1734, când schimonahul Ioil, ucenic al Sfântului Pahomie de la Gledin, prin gând divin, ajunge în aceste locuri dorind să zidească o sihăstrie. Între 1737 și 1738, dorința acestuia se concretizează prin ridicarea unei biserici de lemn închinată Sfintei Treime, a cărui fondare va fi consemnată prin Hrisov. Schitul devine în scurt timp vatra rugăciunii pentru familiile ardelenilor stabiliți în această zonă a Moldovei, cât și pentru localnici. Într-o epocă în care românii transilvaneni își afirmau identitatea românească prin ortodoxie, existența unor astfel de oaze de spiritualitate poziționate la trecători permitea dăinuirea comunităților. În 1757, după ani de rugăciune în pustie, cuviosul schimonah Ioil va trece la Domnul și va fi înmormântat în sihăstria zidită de el însuși, care din 1850, după numeroase primejdii și incendii, își va înceta existența. Pe aceste meleaguri ale rugăciunii se așterne timp de 172 de ani liniștea, pentru ca vara aceasta sihăstria schimonahului Ioil să fie din nou descoperită. Dincolo de greutatea vremurilor, urmele schitului Lapoș amintesc fiecărui pelerin în parte că la baza identității noastre românești rămâne credința ortodoxă. S-a supărat, a scos pistolul și i-a împușcat. În cursul dimineții de duminică 2 octombrie, în târgul din comuna Balcan, satul Frumoasa, județul Bacău, în urma unui conflict spontan, doi bărbați de 37 și 50 de ani ar fi fost împușcați în zona gâtului, respectiv abdomenului, de către un bărbat de 49 de ani din comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea, care era însoțit de către un bărbat de 31 de ani din aceeași localitate. Cele patru persoane implicate în eveniment ofereau spre comercializare struguri și întrucât au apărut discuții cu privire la prețul de vânzare, a izbucnit un conflict. Astfel, bărbatul de 49 de ani, folosind un pistol neletal cu bile de cauciuc, ar fi împușcat cele două victime. Acestea au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Ceilalți doi bărbați au fost prinși de către polițiști și duși la sediul poliției municipiului Moinești pentru audieri. În cauză se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor. Cursuri gratuite de imprimare tridimensionale la Târgu Ohna. Vrei să dai o formă materială unei idei, ai nevoie să multiplici un obiect, vrei să refaci o piesă stricată. Liceul Tehnologic din Târgu Ohna organizează ateliere de imprimare tridimensională adresate copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 12 și 24 de ani, în perioada 3 octombrie-20 decembrie anul curent. În fiecare săptămână, de sâmbătă până marți, între orele 9-18. Sub îndrumarea unui profesor pasionat, puteți da frâu imaginației și puteți pune în practică proiecte personale sau școlare. Cursul este gratuit, iar transportul pentru cei ce vin din alte localități se decontează. Detalii la telefon 0744 650 685. Atelierele sunt organizate în cadrul proiectului Solidarity Fab Lab Târgu Ohna, derulat de Fundația Ter de Zom și finanțat de Fundația Grupului Orange și Fundația Orange România. Trăim într-o lume a tehnologiei în care digitalizarea deschide multe orizonturi. Tinerii care vin la aceste cursuri și învață imprimare tridimensională vor avea șansa să găsească foarte repede un loc de muncă. Veste bună pentru Băcăuan, e anunțată chiar de către deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău. Monitorizarea în permanență a calității aerului, o realitate în Bacău. Una din prioritățile mandatului meu la Ministerul Mediului a fost îmbunătățirea calității aerului și extinderea rețelei naționale de monitorizare. Am demarat atunci licitația pentru achiziționarea a 30 de analizoare de PM10 și PM2,5 50 de senzori și 4 autolaboratoare. Prin acest contract urma să fie dezvoltată și o aplicație de mobil prin care cetățenii să fie informați în timp real despre calitatea aerului pe care îl respiră. Ministerul Mediului a lansat aplicația Calitate Aer, singura din România, care conține date despre calitatea aerului monitorizat în acord cu cerințele Comisiei Europene. A fost anunțată livrarea celor 4 autolaboratoare care sunt deja date în folosința APM-urilor județene. Unul din cele 4 este chiar la Bacău. Datorită acestui aparat modern, calitatea aerului poate fi monitorizată mai bine și se poate interveni mai repede și eficient în cazul unor episoade de poluare.
Vineri 30 septembrie a avut loc conferința finală a proiectului Permacultura, punte de legătură între școală și comunitate, cofinanțat din fondul programului Spații Verzi, componentă Permacultura în zone urbane. După mai multe luni de activitate în grădina urbană, concepută după principiile permaculturii, s-au obținut roade bogate, expuse la târgul organizat de la încheierea proiectului Târg cu Vânzare. Acest proiect a fost implementat de către Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica Comănești, Asociația Cultural Științifică Dimitrie Ghica Comănești, de Fundația pentru Parteneriat. Felicitări tuturor și așteptăm să ne bucurăm de ecoprodusele grădinii urbane și în anul școlar 2022-2023. Eu vă felicit atât pe elevi cât și pe colegii mei pentru minunata grădină verde care ați realizat-o. Doresc să o aveți ani mulți de acum încolo și să vă puteți bucura de ea. Mult succes în toate proiectele pe care le faceți! Vă mulțumim foarte mult pentru tot sprijinul pe care ni l-ați acordat și pentru această oportunitate. Cred că am fost cu toții câștigați după, în urma acestui proiect. Activitățile s-au desfășurat în perioada 1 aprilie 2023 și până astăzi, când marcăm practic încheierea acestui proiect. Am amenajat un spațiu, cum spuneau și antevorbitorii mei, în incinta școlii gimnaziale, spațiu pe care o să avem posibilitatea să îl vizităm după ce vom ieși de aici. Au participat peste 15 cadre didactice și circa 140 de elevi au fost implicați, fiecare contribuind cum a putut mai bine la amenajarea, întreținerea acestui spațiu verde, inclusiv colegii din personalul de îngrijire. În cadrul grădinii noastre urbane am obținut și legume, după cum se poate observa. Recolta a fost bogată, deși a fost doar, să spunem, o activitate pilot. Anul următor sperăm să avem rezultate și mai bune, pentru că am prins și o experiență. Am învățat suficiente anul ăsta pentru a pune în aplicare în viitor. Identificarea unor soluții în ceea ce privește reabilitarea malurilor pârâului Sărățel a fost discutată în cadrul întrunirii aleșilor locali ai comunei Mănăstirea Cașin. Problemele multiple au fost amplu discutate de către aleșii locali. Mai multe aflăm în minutele următoare. Proiect de hotărâre pentru aprobarea refacerii documentației talii și schimbarea soluției tehnice în vederea implementării obiectivului de investiții regularizarea albiei pârâul Sărățel. Domnul primar. Deci, acest studiu de fezabilitate pentru regularizarea albiei pârâul Sărățel a fost întocmit în anul 2018. Vechea administrație l-a urcat pe lista sinteză a Companiei Naționale de Investiții și s-a oprit acolo. În anul 2020, găsind acel studiu, l-am luat, l-am verificat, l-am răzverificat, l-am făcut demersul la Compania Națională de Investiții, după care a intrat în promovare. În promovare ne-au cerut, dacă vă aduceți aminte, că fiind un studiu din 2018, să-l actualizăm. L-am actualizat, nu a fost o sumă foarte mare, l-am actualizat, dar acest studiu de fezabilitate s-a ridicat cu cheltuielile la 55 de milioane. Am fost chemați la Compania Națională de Investiții la etapa premergătoare de a intra în CTE. S-a pus problema în felul următor. Acest proiect făcut e un pic rescurtarea de la studiul de fezabilitate SF, da? E chiar SF, mi-au spus cei de la Compania Națională de Investiții. Adică science fiction. Au trecut-o în partea cealaltă. Pentru că a fost prevăzut cu niște, probabil, acel proiectant și-a dat doctoratul. Cu niște soluții tehnice exagerate. Mi s-a spus în felul următor. Pentru a se stabiliza un munte la Azuga, în stațiunea Azuga, au trebuit să cheltuiască Compania Națională de Investiții 20 de milioane de lei. Doamnă, ce fărâu aveți acolo!
de 3 kilometri, care să coste 55 de milioane de lei. Și ne-am blocat. Aici ne-am blocat. Au zis, mergeți mai departe și îl radie noi, că o să trimită o contraexpertiză Compania Națională de Investiții sau refacem studiul de fezabilitate. Acum, dumneavoastră, ce alegeți? Ce alegeți? De acord, atunci stăm cu ele așa și ne uităm la ele. Vă invit în cameră la domnul vice să vedeți câte studii de fezabilitate sunt, da? Din 2014 până acum. Ciudat este și ce găsiți în dulapul ăla. Că sunt făcute fără cap și fără... Ce s-a dat soluția cu apa, tot studiul de fezabilitate făcut, dar se împlinză cu vasul de români, se vede că acolo. Nimeni nu trebuie răspunde. Asta e problema. Și nu trebuie să vă facă studiul de fezabilitate, înseamnă că nu dai o soluție. Da. În momentul când mi-ai dat o greșită, și nu ești prea răspunde. Aici e problema. Deci se trebuie tot el. Dau bani, dau bani, dau bani. Bun, ce propuneți? Suntem aici în situația în care stăm și ne uităm la studii de fezabilitate ca la multe alte studii pe care le avem în primărie sau reușim să facem ceva pentru cei săteni care sunt îngrijorați de ceea ce ar putea face Pârâul Sărățea. Dumneavoastră alegeți. Eu n-am nicio problemă în... Ba chiar aveți că de asta o și punem în discuție. N-am eu o problemă personală. Asta era ideea. Eu nu am nicio problemă personală. Este o problemă, deci este o problemă a comunității noastre, care noi suntem aici și decidem. Îl lăsăm așa, deci mi s-a spus clar, nu vom obține niciodată finanțare la suma asta. 55 de milioane pe 3 km de pârâu. Nu, o să ajungem până în 100 de mii. Că ridicarea topă o avem. Și o să iasă mai ieftin? Păi o să luăm niște soluții tehnice normale. Deci au făcut, au dat niște soluții tehnice fantasmagorice. Ce implică foarte multă manoperă. Eu? Da, da. Implică niște soluții tehnice complicate, care nu și-au rostul, nu la părâu. Și atunci trebuie găsită ce este drept acest proiect și SF-ul. Dacă ne uităm, omul nu este nici hidropisic. Domnul scris foarte bine că Pârâul Sărățean trec prin proprietățile oamenilor de ani de zi. Păi tocmai. Și atunci și bani la situații de urgență pentru redresare, cât de cât atunci nu am comunicat. Banii pe situații de urgență nu au fost primiți pe stricăciunile făcute de către Pârâul Sărățean. Deci vă arăt procesul verbal întocmit în 18-21 iunie și 28-30 iunie 2021, în care acolo a fost foarte clar stipulat zona și ce s-a stricat. Deci nu s-au primit banii la per total. S-au primit banii pentru Dorbăcești, adică bani pentru Prezan când a rupt acel șanț. Bani pentru, deci s-au primit bani punctuali. Nu s-a primit la per total. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 6 octombrie, cerul va fi parțial noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 22 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 10 grade Celsius. Vineri 7 octombrie, cerul va fi noros, sunt posibile averse de ploaie dimineață, maxima zilei ajunge până la valori de 18 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 10 grade Celsius. We'll be right back.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.